Superliga vă este prezentată de Superbet. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Clinceni. Ne pregătim pentru primul meci al acestei etape cu numărul 6 din Superliga. O reușită, un gol înscris. Bună faza, excelent această execuție. Is Rusu, prima paradă a partidei, aparține capitanului Unirii Slobozia. Excelent pe execuția din prima a finlandezului Jiri. A avut timp acolo să se retragă puțin. Cea mai mare ocazie de gol aparține formației vizitatoare. Ia să vedem aici, Dumitriu, fentă de centrare, face acum și balonul este scos de sub bara transversală. Gicu grozav din 6 metri. Care luarea. Nu, Paul Papp n-a atins acea minge, trece peste Papp, însă este o minge reluată excelent de Gicu grozav. Lipsă de marcaj la capitanul Petrolului. Duel aerian câștigat din nou de Keita pentru Petrolul, excelent, dar Keita aici riscă și iată oportunitatea. Aganović, ocazie mare, Aganović, minutul 19 în această partidă. Ce eroare, tocmai ce lăudasem pe Keita, jucătorul Petrolului nu are susținere, o minge care ajunge excelent trimisă către Aganović. Apare această lovitură liberă care aduce, iată, a treia șansă. Ia să vedem dacă Denis Rusu. Tudorie foarte aproape să marcheze de la peste 11 metri, o minge care mai mult cade pe bara transversală, dar pentru siguranță, nu? Șerbănică greșește, însă Tomiji. Jordangel, oh, ce pasă, ce șansă. Și ocazie mare, minutul 26, Secu Camara să marchez dintr-o asemenea poziție. Pasa este genială, însă Fanionul a rămas jos. Fără preluare, lasă balonul să treacă. Unirea Slobozia, Adnan Aganović. Nu bate rău, nimeni nu atacă acel balon. Aici este șansă mare. Se descotorosește de chiar aici, la Clinceni, 1-0. Să vedem această lovitură liberă, pure ce bate și este gol! Ce greșeală, ce eroare în apărarea Petrolului! 29 este minutul! Unirea Slobozia destabilizează apărarea oaspeților și marchează pentru 1-0. Purece! Topal în defensivă n-a avut reacție. Revedem! Da, incredibil! Ca la antrenament! Ca la antrenament, francezul Jordangel înscrie cu latul pe lângă Luca Zima. Dar nepermis, nepermis de ușor este păcălit acolo apărarea Petrolului. Blajul excelent în defensiva trupei gazdă. E, Dumitriu foarte bine apare la sacrificiu și iată gol! Super Petrolul, 39 este minutul, Mihai Rădulescu. Petrolul 1-1, fotbalul răsplătește cumva insistența echipei care încearcă din răsputeri să revină în meci, să marcheze. Ce înseamnă să nu mai prii, ce înseamnă să lovești din prima. Nici o șansă pentru bravul. Da, echipele merg la vestiar. Intervenție echipei medicale pentru Paul Papp. Puneam Universitatea Craiova, Dorea Buzăuna această seară. Botoșani, Uda. Este analizată faza la care Paul Papp cade după această dispută. Da, primește un pumn în plex și se verifică posibilitatea unui cartonaș. Da, este cartonaș roșu. Cred că este cartonaș roșu. Duce mâna la spate Viorel Fluieran și iată, iată ce se întâmplă. Gol! Superb! Gol, dar este offside. Minutul 65. Execută Paolo Medina. Regulamentară.
deasupra acum pentru brazilianul Paiano. Superb, ocazie mare! Tudorie, atât de bine cât să-l păcălească pe Denis Rusu. Și avem și această reluare care confirmă. Excelentă Keita. Mario Bratu. Pentru Bepah. Șansă bună și gol! Tudorie marchează minutul 77, piruetă a atacantului celor de la Petrolul și echipa lui Mehmet Topal vine în avantaj la Clinceni. Unirea Slobozia, Petrolul 1-2, descumpănit, consternat Adi Mihalcea. Tudorie lăsată să facă diferența. Revedem faza. Keita. La el pleacă pasa. Mai departe nici care ajunge la Bepah. Și cele din urmă acesta îl servește ideal pe Tudorie. Prea ușor depășit Daniel Șerbănică. Nepermis de ușor. Vine târziu, prea târziu Gabi Lazar. Iar Tudorie plasat. Nu-i dă nicio șansă, absolut niciuna lui Denis Rusu. Unirea Slobozia, Petrolul 1-2. Iată avantajul omului plus. Insistența Petrolului. Roși să țină mai mult de minge. Iată aici, ocazie mare! Exist de aproape de 2-2 în această partidă. Incredibil cât de ușor se înalță jucătorul celor de la Unirea Slobozia, fără a fi jenat, nimeni, absolut nimeni, nu l-a deranjat. Echilibrul, aceasta este realitatea. Deși, iată, ce! Îl trăiește periculos. Centrarea lui Paolo Medina, superbă, printre Marian Hujja și Paul Pap. Totul pleacă de la Toma Constantin.